Păi să vină lumea, mai lăsăm lumea un pic să vină, să se adune, să dea share, să dea like, că nu degeaba facem și cafeaua astăzi pe 17 februarie. Dragi bărbați, cafeaua asta e pentru voi. Pentru voi e cafeaua. 17 februarie ce înseamnă? Un respiro între 14, Valentine's Day și 24, dragobete. Ce să iei cadou la persoana iubită? Salam cu antifurt. Am fost în magazin în Cluj, râzi, focă, râzi. Am fost în magazin în Cluj și am văzut că pe salam e pus antifurt. Eu numai pe vremuri, pe YouPorn n-am mai văzut chestii de astea. Ce să iei cadou? Uitați-vă, de exemplu, eu cu soția mea am ajuns la o vârstă frumoasă, mulțumim pentru comentarii, taci mă! La o vârstă frumoasă la care în seara de Valentine's Day ne-am îmbrăcat frumos și am ieșit în oraș. Și am zis, draga mea, unde vrei să mergem? La Dr. Max sau la Catena? Am intrat în farmacie și am zis, ia te rog, cu hialuron, ringsil, nu știu ce, nu facem reclamă. La care ea zice, și ceva pentru prostată nu-ți iei? Zic, nu mi-au, mi-au pentru hemoroizi. Și după aia am ieșit din farmacie cântând, sanohepatic colesterol. Asta e după vârstă, dragii mei, deja ne ținem mari și tari, asta e după vârstă. Și că un rus beat a vrut să fure mausoleul lui Lenin. A vrut să-l fure pe Lenin de acolo, la care Ion Iliescu a zis, eu mă țineam mai tare. Un cetățean, consilierul vicepreședintelui din Consiliul Județean din Satu Mare și-a dat demisia, pentru că el a zis așa, zice, după 5 ani de vechime, eu încasam numai salarul, fără să fac nimic. Și-a dat omul demisia, putea să facă mai multe. De exemplu, în Bacău, consilierii locali au închiriat sala de consilii ca să facă acolo manicură. Adică iei și bani de la stat și mai faci și câte o unghiuță. Un gibon de la o grădină zoologică din Japonia, după 2 ani, o dat naștere la un gibon mai mic. Cristi Borcea a râs un pic rușinat. Vă pup, weekend plăcut, ne vedem la cafeaua următoare.